Simbolul de vei, cea mai importantă atracție turistică a reședinței de județ, continuă să fie lăsată de izbeliște de primăria de vei. Venirea primăverii a dezvăluit o imagine dezolantă a cetății, dar și a zonei în care dăinuie de sute de ani. Munții de gunoaie parcă au pus stăpânire pe fortăreață, iar turiștii care vizitează cetatea nu știu nimic din istoricul monumentului, deoarece unicele panouri informative, ele însele vestigii de pe vremea comunistă, sunt mâncate de rugină, deci ilizibile. Se zice, dar cred că e aproape adevărat, că în zona aceasta aici, în zona în care ne aflăm noi, în jos este benzineria supra aia sărată, pe demura scoalei lui Horea Coșaș Crișan, au fost uciși în chinuri groaznice și aruncați într-o groapă comună, aici unde ne aflăm noi în zona asta, 86 de țărani de munții Apuseni și din alte împrejurimi ale Hunedoare și Albei. În 1848, la revoluția care a fost, și atunci au fost aruncați aici la încă vreo 16 răsculați ai Revoluției. Niciun regim care a fost până acum nu s-a încumetat să ridice un monument aici. Uitați că este zonă turistică aici. Știți că ăsta e perimetrul cetății. Păi, dar normal că știu și de-al și păstresc. Uite, vezi mizeria de acolo, aia filmat. Aia cine? Da, și aia. Aia tot eu curăț în fiecare și eu curăț din cor. Și asta în timp ce reprezentanții administrației publice locale investesc milioane de euro în fântâni muzicale, în loc să încerce să reabiliteze monumentele deja existente și lăsate în paragină de cei care ar fi trebuit să le protejeze și să le pună în valoare. Primăria Deva mai bine s-ar ocupa și de cetate, în loc să se urce pe cetate să-și laseze candidatura. Domnul Munteanu, mai bine trebuia să vină pe jos să vadă tot ceea ce noi astăzi prezentăm aici. Noi, asta care le spun oamenii, ați văzut și în partea aialaltă, că a venit oamenii și au spus că nu este îngrijită și se vede lemne tot aruncat aici, drumuri improvizate. Oamenii speră ca nemulțumirile lor să fie luate în seamă de reprezentanții primăriei. În caz contrar, sunt hotărâți să ceară socoteală reprezentanților guvernului pentru starea deplorabilă în care a ajuns cetatea de vei, dar și dealul, el însuși un monument al naturii și care, potrivit specialiștilor, găzduiește peste 1450 de specii de plante, unele rare, altele unice. Asta probabil înainte ca pe versanții dealului să pască turme de oi sau ca vegetația să fie îngropată sub mormane de gunoaie și moloz.